Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare! Dragii mei, cineva m-a rugat să fac o etalare, tocmai am citit această rugăminte pentru persoanele singure. În dragoste va fi, da? Deci pentru persoanele singure, repet, va fi o etalare în dragoste, nu este interactivă, dar o etalare valabilă, să zic, pe o perioadă de 3 luni de acum încolo, de când dumneavoastră vedeți videoclipul. Dumneavoastră puteți să vă alegeți o altă perioadă de timp, însă este o perioadă pe care aș vrea eu să mergeți de 3 luni de zile această perioadă, dar dumneavoastră puteți să faceți cum doriți. Deci așadar este o etalare pe plan sentimental pentru persoanele singure, ce se întâmplă cu dragostea dumneavoastră în următoarele 3 luni. Haideți să vedem atât voi cât și persoana la care sau care ar putea intra în viața dumneavoastră sau la care vă gândiți că poate să existe persoane între dumneavoastră care vă gândiți la o relație cu cineva anume și această persoană să, eu știu, să nu vă răspundă, da? Această carte vrea să cadă, ia o luăm. Bun. Dragii mei, deci pentru persoanele singure, repet, da? Haideți să vedem aici. În ceea ce privește dumneavoastră, aici văd foarte mult că acum dumneavoastră vreți, parcă ați întâlnit pe cineva sau ați pus ochii pe cineva, câțiva dintre voi, pentru că nu puteți să fiți cu această persoană. Parcă nu răspunde, cum să vă zic, provocării dumneavoastră, invitației dumneavoastră. Alții pur și simplu nu vine acest suflet pereche sau această persoană care să vă aducă confort, care să vă aducă stabilitate, cu care puteți să vă oglindiți, cu care puteți să priviți un viitor împreună, da? Să priviți către viitor împreună, în care să vă oglindiți, aveți aceleași principii, aceleași idealuri, într-un cuvânt, să aveți o zonă de confort fără limite, vedeți? Este un blocaj pe plan sentimental, în gândirea dumneavoastră, să știți, și emoțional, dar mai mult provine de la gândire. Nu se mai întâmplă acest lucru, când se întâmplă, s-ar putea să fiți puși în fața unor situații de aici încolo, da? În următoarele 3 luni, destul de neplăcute, adică în jurul dumneavoastră să vină anumite persoane pe care dumneavoastră să nu le doriți. Deci să comunicați cu alți parteneri, cu alte partenere posibile, da? Dar vedeți, aceste persoane dumneavoastră nu le vreți, nu vreți aceste persoane. Și atunci va trebui să vă alegeți bătăliile, dragii mei, da? Care sunt, cu alte cuvinte, prioritățile voastre în acest moment. Trebuie să vă gândiți foarte bine la acest lucru. Persoana care ar putea veni în viața dumneavoastră este o persoană care în prezent nu este singură, nu este liberă, însă această persoană va decide cât de curând să fie liberă. De 7 ani de zile, aproximativ, această persoană este într-o poziție în care încearcă să se reconstruiască, încearcă să își revină, probabil după o suferință, după o pierdere sentimentală, dar încearcă să se reconstruiască, încearcă să uite și să se elibereze de un capitol din viața sa. Acest capitol poate fi o relație, poate fi o căsătorie, orice. Însă această persoană a fost până acum într-o perioadă de transformare. Simt energia acestei persoane una destul de relaxantă, destul de optimistă, pentru că
vrea să ia anumite decizii cu privire la viața sa. Însă, ce simt mai departe la această persoană este că aceste decizii pe plan sentimental pe care vrea să le ia și care pot avea, pentru că aici dau, chiar dacă dumneavoastră cunoașteți sau nu cunoașteți această persoană, dau pentru voi, în legătură cu voi. Deocamdată va fi o persoană care vrea să fie deschisă, adică să aibă o relație deschisă, nu vrea de la început să fie o relație, ok, ne mutăm împreună, vom fi toată viața, nu. Vrea să aibă, da, planul sentimental o deschidere cât mai mare. Nu știu dacă puteți să vedeți aceste două coloane care ne încântă privirea cu un câmp deschis. Asta își dorește persoana respectivă, visează. Să știți că vă cheamă. Așa cum dumneavoastră gândiți să fiți împreună cu această persoană, nu știu dacă vedeți, așa și această persoană gândește să fie cu dumneavoastră. Însă, deocamdată mai are forme și experiențe din trecut care îl sau o împiedică să-și controleze viața. Nu deține acest control al vieții sale, din păcate, pentru moment. În sensul că s-ar putea să mai existe încă suferință, s-ar putea să existe foarte multă mândrie, s-ar putea să existe, anumite o toxicitate avută, da? Care în trecut, datorită experiențelor de unde și aici, de aici această reconstrucție și rănile acestea să totuși să se elibereze, vrei nu vrei, către viitor. Deci încă această persoană, da, este optimistă, da, visează, da, are această dorință de a întâlni această persoană, la fel ca și dumneavoastră, cu care să privească aceleași orizonturi, dar să știți că a fost manipulată, a fost înșelată, însă vrea să oprească aceste sentimente în mintea sa, vrea să le dea trecutului, da? Haideți să vedem ce mai putem afla despre persoana pe care ați putea o întâlni. Această persoană s-ar putea să fie în Capricorn, Berbec, Fecioară, Taur, Rac, Scorpion sau Pești. Dragii mei, o persoană înzestrată, o persoană matură, înzestrată cu anumite calități, cu anumite aturi pe care dumneavoastră le veți vedea, s-ar putea să fie de o altă naționalitate, de o altă religie sau s-ar putea să locuiască pur și simplu departe de dumneavoastră, să zic așa, de unde locuiți acum. Cam așa văd la această persoană. Să vedem energia persoanei acesteia acum și în viitor vis-a-vis de voi, energia acestei persoane acum când dumneavoastră priviți acest videoclip și în viitor, da? V-am spus, poate să fie Capricorn sau poate să fie Balanță. Exact cum v-am zis, această persoană a fost manipulată, s-a lăsat manipulată, s-a lăsat controlată de ceilalți, extrem de impulsivă, însă pe viitor energia acestei persoane este una iubitoare, va oferi, va avea un echilibru între ceea ce oferiți dumneavoastră și ceea ce oferă această persoană. Nu va mai dori să controleze totul, pentru că a fost o persoană destul de care s-a zbătut în viață, care nu i-a fost ușor, de unde și această dorință de a controla. Însă, acum, o persoană destul de autoritară, dar acum, în momentul în care persoana aceasta vă va întâlni, se va schimba, da? Se va schimba și nu va mai fi această persoană autoritară, nu va mai fi o persoană ambițioasă, o persoană extrem de ambițioasă din punct de vedere financiar, material,
vrea să realizeze tătăl, dar să știți că este o persoană care manifestă iubirea în viața sa. Va fi o persoană matură, s-ar putea să fie un pic mai în vârstă decât voi sau să aibă aceeași vârstă cu voi. Dar eu o văd foarte matură, ambițioasă, rigidă. La început s-ar putea ca această persoană să vă pară rigidă. Nu! Nu vă luați după aspectul primar pe care îl vedeți, pentru că nu este energia care această persoană cu care va apărea mai departe în viața dumneavoastră. Vă s-ar putea să fie la început și această persoană pesimistă la fel ca și voi, dar destul de răbdătoare, destul de, cum să vă spun, de răbdătoare, să zic așa, va avea această abilitate de a putea să aștepte, da? Să aștepte și să știți că își dorește de la dumneavoastră această așteptare. S-ar putea să aibă o companie proprie pentru câțiva dintre voi și, cum am spus, de o altă naționalitate. O pasiune extraordinară se va manifesta între voi doi, dragii mei. Veți începe cu această pasiune. Tot ce aveți de făcut este să permiteți acestei pasiuni să intre în viața dumneavoastră fără să gândiți prea multe, da? Trebuie să fiți impulsivi, impulsivă, să permiteți sufletului și inimii dumneavoastră să cânte, să fiți vulnerabil, vulnerabilă, cu alte cuvinte, da? Deși s-ar putea ca această persoană să vi se pară un pic de rigidă, să vi se pară că nu răspunde, eu știu, apelurilor dumneavoastră rapid și așa mai departe. Este o persoană focusată pe carieră, da? S-ar putea să lucreze cu acte în justiție, să lucreze cu mâinile, văd, da? Cu publicul, da? Haideți să vedem ce au îngerii să vă transmită dumneavoastră, dragii mei, trei cărți pentru voi, un mesaj de la îngeri. În următoarele luni, așa cum am zis, această persoană va intra în viața dumneavoastră. Va trebui ca să chemați această persoană, să continuați să o manifestați prin aceste manifestări ale dumneavoastră, prin ascultare de muzică religioasă, de mantre, de rugăciuni, da? Aveți nevoie de aceste lucruri, dragii mei, da? Așa spun îngerii, dumneavoastră faceți cum vă doriți și de asemenea mai văd aici că trebuie să cereți ajutorul celor din jur, adică să ieșiți din casă, să le spuneți prietenilor, mediului vostru, înconjurător, familiei, domne, vreau într-adevăr o relație și să permiteți să ieșiți în societate. Fără acest lucru nu veți avea cum să întâlniți această persoană, bineînțeles. Da? Dragii mei, aceasta este talarea pentru voi, persoanele singure, și viitorul în dragoste pentru următoarele 3 luni, sau sunteți liberi să dați noțiunea timpului pe care o considerați dumneavoastră propice pentru voi. Mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, vă doresc tot binele din lume și sper să ne revedem cu bine la etalări la fel de interesante. La revedere, dragii mei!